Sunt imagini greu de privit cu un pacient mâncat de viermi. S-a întâmplat pe secția ATI a Spitalului Județean din Arad. Pacientul avea 49 de ani și suferea de cancer de limbă și plămâni. Bărbatul lucra ca cioban la oi și fusese adus în stare de inconștiență. Conform mesajul.ro, medicii spun că pacientul a fost adus cu viermi, iar asistentele au făcut tot ceea ce au putut pentru a-l curăța. Însă, în ciuda eforturilor, a continuat să elimine viermi din căile respiratorii superioare, informează știrpesurse.ro. Pacientul a ajuns în UPU în data de 15.06.2022 la ora 16, fiind adus de un echipaj de prim ajutor din localitatea Iermata. În acea localitate, pacientul locuia într-un sălaș pe câmp, fiind angajat cioban la un crescător de oi. La sosire, pacientul a prezentat o stare profund alterată, inconștient, în stare de șoc, toxicoseptic, cu fața și gâtul acoperite de viermi, care ieșeau din fisurile de la nivelul fezei, precum și din tubul de traheostomă. Pacientul a fost igienizat imediat la garderobă, dar în ciuda spălărilor repetate, a continuat să elimine viermi din căile respiratorii superioare. Pacientul a fost recoltat, s-a instituit imediat tratamentul complex de terapie intensivă, a fost trimis la investigațiile imagistice și a fost monitorizat permanent. Au fost organizate consulturile de specialitate necesare, a fost implicată asistența socială și a fost internat la ATI în cursul dimineții următoare. Despre pacient am aflat date de la familia unde era angajat, că era un caz social, fără familie, are un frate plecat în străinătate cu care nu ține legătura. Era cunoscut cu neoplasm de bază de limbă, depășit terapeutic, a fost investigat și tratat numai în Timișoara, ultima ieșire din spital fiind cu aproximativ 2 săptămâni în urmă, după ce a fost supus radioterapiei. După ieșirea din spital, pacientul s-a întors în sălașul în care locuia singur. Personalul medical implicat în îngrijirea acestui pacient a făcut tot ceea ce este omenește posibil pentru a asigura asistența și îngrijirea medicală necesară, a precizat biroul de presă al Spitalului Județean Arad. O echipă de la Direcția de Sănătate Publică Arad, condusă de directorul instituției dr. Gianina Potolia, direct responsabilă cu această activitate, este în control la Spitalul Județean Arad, investigând tot traseul pe care pacientul l-a parcurs de la intrarea în UPU până la morgă, relatează mesajul.ro.